Salutare, prieteni și oameni gospodari! O venit primăvara la noi, avem echipament de primăvară. Ia suntem cu tricouri. Și astăzi ne-am hotărât să vă arătăm pe Măriuca. Eu sunt un pic răgușit pentru că așa e primăvara, dă un pic soarele și gata, ne dezbrăcăm. Când se ascunde soarele după nori, e rece dintr-o dată. Nu e asta o problemă, dar nu v-am mai arătat-o de mult pe Măriuca și astăzi vreau să vă arăt cum să descurcă ea aici singură, că tot singură, s-o învăța destul de bine singură și e destul de prietenoasă. Problema e că mă cam trage de păr și trebuie să-mi iau și o frizură mai de vară în curând. I-am pus un clopot, în caz că scapă să o găsim. Nu, stai cu minte. O scăpa de câteva ori, dar o să vă arăt imediat ce lanț am făcut și am cumpărat și am adaptat. Și de când i-am pus lanțul ăsta, nu mai avem probleme cu ea. Am făcut odată. Ce s-aude acolo? Cine face gălă? Nu. Oho, nu așa, nu. Ai grijă. Deci am luat la Măriuca 7 metri de lanț și ieri am observat că la copacul ăsta o cam dat un pic mușchi jos de pe el și a început să-i afecteze un pic coaja. Nu foarte tare, că o zi o sta doar pe lângă mărul ăsta, însă azi dimineață, ia uitați ce am făcut. Am pus un furtunaș peste capătul ăsta de lanț. Avem o carabină. Aici am lățit eu veriga și am și sudat-o, că s-a căscat un pic. Și sperăm să nu afectăm pomii. Odată i-am adus apă și m-am pus așa lângă ea. După ce o băut, până o băut, eu m-am așezat așa, știi? Și s-a pus și ea jos lângă mine. Ne mai certăm câteodată, că face și prostii. Dar suntem cei mai buni prieteni. Și ai Măriuca. Dar nu mă tragi de barbă, că te cer. No. Hai. Ai, ai văzut să exact ce ziceam. Ma, ce faceam? Stai, nu mă bontăni, că nu vreau să am umplături. Hai. Nu cu corul. Să nu dai la familie, să nu dai pe dedesubt. Mă linge pe mine ea. Uite. Nu. Nu dai cu capul, că amul ești mare. Amul ești mare. Hai să ne hodinim. După mâncare și după ce bei de amiază, ne punem și ne hodinim. Da? Da, uite. Nu îți place ție singură. No, stai, nu împinge cu picioarele. Trebuie să te înveți dacă vrei să dormi cu mine. O mușcă din iarnă. Dar ce le-ai face deodată tu? Stai acolo, ne culcăm, mamă. Așa, îți place jocul, așa-i? Ioi, ce bine! Nu știu ce duce. Ori stăm, ori merim. Așa nu-mi place. Ne bucurăm tare mult că a venit primăvara. Ne place că ne cântă cucu. Și
Recent m-a întrebat cineva în comentarii ce păsări aveți pe acolo în zonă. Nu știu cine a fost, dar dacă e urmăritor fidel, o să-și amintească. De atunci să știți că mă uit mai atent la ce soiuri de păsări avem. Frecvent vedem ciocănitori. Ieri am văzut cucu în vârful salcâmilor. Avem mierle, avem pițigoi, avem vrăbiuțele. Vrăbiuțe și tot felul de păsări. Destul de multe soiuri de păsări. Și ne bucurăm de primăvară, de viața ce a intrat în anul ăsta. Măriuca, acum în 24 sau 25 aprilie, va împlini un an de zile. 25 aprilie 2023. Ceva sânge are, poate cum s-o freca de copac. Da. Ai grijă. Nu-i voie. Nu-i bine cum face. Nu-i bine cum face. Înseamnă că e ponturoasă. Du-te, Deaci, du-te. Nu vii și mă lingi și după aia te împingi în mine. Du-te. Amu, du-te. Lasă-mă că-ți arăt că mă pot comporta mai frumos, zice. Lângă tine vreau să stau. Nu mai putem face nimic. Hai că vine mai târziu. Tu cu ce cremă te dai pe ten? Nu mi-e așa scârbă, pe cum ar părea, dar nu-i nici cel mai plăcut lucru. În caz că te mai întreabă cineva cu ce îți îngrijești, care e rutina ta? Io, ce te-o trazi părul, că eu vreau să mai am păr. E nu chică părul în tătă vara, ca la tine. Și crește altul. Dacă mânc și eu niște macrici. Care e rutina ta de îngrijire a tenului? Rutina mea? Uite, fac așa dimineața, uite, fac așa. E cam pornită pe mânca. Hai tu, coace! Da, Măriuca stă cam singură. O tot mutăm pe aici, de la un pom la altul. Mi-au spus vreo 3 file. Dar mâncă părul de pe tine tu, că ai destul. Dar eu de pe tine vrea. Să vede pe ea că-i mădărită. Să vede pe ea că-i mădărită. Și mi-a zis cineva să nu tare mădăresc. Să nu tare mădăresc. Că se învață buiacă. Procedura e cam în felul următor. Frecvent tot umblăm pe la pulpă și observăm că din ce în ce mai docilă. Eu o și trag de câțe, de așenii. Și vom vedea cum a stat la mulți. Dragilor, asta e treaba cu Măriuca. Îi curată, a început să mai dea din pe jos și ne bucurăm că se dezvoltă și crește bine. Vă mulțumim pentru vizionare, așteptăm like-urile voastre, eventual o distribuire, să ne scrieți comentarii cu părerile voastre și le mulțumim tare mult abonaților și membrilor canalului Orășan la Țară care susțin acest canal și tuturor care vă uitați la videoclipurile noastre. Asta e Măriuca. Ăștia suntem noi, Daniel și Andreea din Maramureș. Vă salutăm și ne vedem data viitoare.